Vin italienii în platoul nostru, Sisi Certo, signora e signori, Don Nero este prezento la noi aici, aici la are și un Romania. Microfono. Microfono buongiorno, mai galben, buongiorno. Buongiorno, dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci, Nero? De unde vii? Eu sunt din Italia, trăiesc în Elveția. În Elveția? Unde în Elveția? Cum? În Elveția sau în Italia? Stai că eu sunt italian, trăiesc în Elveția. Am înțeles. La și? Lucerne. Aproape de Lucerne. Bravo. Aproape de Lucerne. Îmi place Lucerne, de aia că am fost pe acolo. La Lucerne mă duceam și eu. Tot la Lucerne. La Lucerne mă refeream, dar există și un oraș acolo cu Lucerne. Da. Lacul frumos. Frumos e la Lucernă, știu, mie spui. Da. Dar nu ai venit singurel alături de Nistor. Bună dimineața, Nistor, ieși tu microfonul. Transmite-le salutări. Bună dimineața și bine v-am regăsit din nou și mulțumesc de invitație. Cu mare drag, Nistor. Știm că Don Nero are un videoclip în premieră la Matinal și Populari, făcut de Michael, care este cu mințele acolo în culise și se uită la prietenii lui cu care a venit în această dimineață. Da, am realizat acest... Bine, am făcut 4 clipuri cu Michael. În colaborare cu Michael. Foarte mulțumit, un om minunat. Și vreau să mulțumesc orașul Târgu Suguiește, unde am filmat, Doamna Dundea, că a fost ospitalitate mare, cu mare drag. Dar română cum ai învățat aici? Trebuie să ajungem și la subiect. Încet. De la cine și cum? De la singur, așa. Am crezut că ai găsit vreo una amica. Da, și... De aici, una fidanțată. Și scrie în limba română. Da? Testul ascultat azi dimineață s-a făcut de la mine. Am înțeles, textul ți aparține. Da, tot. De la videoclip? Da, la tot, de la A la Z. De la A la Z, bravo. Nistor, de când ai trecut pe la noi, ce s-a mai întâmplat în viața ta? Pe unde ai mai fost? Ce ai mai cântat? Am venit din nou cu o poveste de vară, cum v-am obișnuit. Acum câteva zile am avut la Botoșan la noi niște festivaluri, ca în timpul verii. Ca în timpul verii mergem, sperăm, cântăm. Sperăm să fie totul bine, dar nu știu până când. Păi cum, o să fie bine? Dacă suntem aici... Dar nu vă mai gândiți, fiți optimiști, că aud așa pe eu toată optimist, lumea, că mereu. Nu o să fie bine, că nu o să fie bine. O să fie totul bine. E bine, bine, e foarte și bine. Foarte bine și frumos. Este minunat. Se spune în elveță, tot înainte. Așa spunea și Stalin, prietenul nostru, nu doar în Elveția, au preluat de la prietenii noștri ruși tot înainte. Mergem înainte, nici... Știi că mergi și cu programelele alea pe mașină și ele îți spun, țineți înainte. Tot înainte. Tot înainte. Tot înainte. Păi să-i dăm tot înainte și cu muzică, nu? Pentru că hai să-i mai ținem pe telespectatori în suspanso, așa un pic, și videoclipul nou-nouț îl dăm un pic mai târziu. Mă, că tu vorbești italiana mai bine decât am învățat italiana la colț, după colț. Da, am fost la Milano. La același colț după tine. Parla italiano. No, si, certo. Dar nu știu decât tot ce învață omul într-o limbă străină atunci când învață. Până la urmă, ce învață omul când... Care au fost primele cuvinte pe care le-ai învățat? Da, să nu le spui la televizor. Nu mai prostie, nu? Asta se învață. De astea știu și eu câteva. Acolo cu... Da. Tu, Labi, știi ceva? Eu știu să-l rog pe Nero să meargă către scena succesului. Pentru că în această dimineață ne cântă melodii frumoase. Nu acolo, în partea cealaltă. Cealaltă, se zice corect, să știi. Partea cealaltă. Iertați-mă, Don Nero. Perdona-me, mi-am. Si, asta e spaniolă, dragă.
și te ești așa cum place mie. Ce-ar fi în nimeni de nu ne pot desparți. Moare nimeni, ochii tăi tu-i frumoși. Și când mă privesc în zi că nebunesc și aș vrea să știi iubirea mea. Acum tu ești în viața mea. Vreau să știi că în mori eu te voi iubi. Toată viața lângă tine vreau să fii și fără tine n-aș putea trăi. Când ești lângă mine parcă ar fi în paradis. Tu ești tot ce mi-am dorit. Cum să-ți spun că te iubesc ca un nebun. Mă uit la poza ta și la pieptul meu strâng. Să te uit în ochii mei, să vezi cum îmi curge lacrima din ei. Nu-i pot să le opresc până când nu mă spui că mă iubești. Ține eu la tine, plânge inima în mine. Cât nevoie mă de tine, aș da totul pentru tine. Mă gândesc în orice zi să te am lângă mine. Dacă n-aș fi tu cu mine, eu pe nimeni n-aș putea iubi. Turcoazică, Don Nero, Habibi. Vreau să afle toată lumea de tine, unde te găsesc oamenii pe rețelele de socializare și ce proiecte urmează pentru tine. Alors, ne găsești pe YouTube, Facebook, Instagram, pe tot site, pe toate rețelele Twitter, de socializare. Da. Cu Michael, el dirigează tot pagina artistică, dirigează contacte tot Michael. Deci dacă scriu doamnele, răspunde Michael. Tot Michael răspunde ele. Adică e mai norocos Michael decât ai putea nu, să fii tu? El ar fi cum un fel de impresar. Da, interfața. Da. Așa se... Și în program avem o colaborare cu Nistor. Pregătim o melodie foarte mișto cu Nistor. În duet. Da. Foarte bine. Bravo. Ai evenimente în România? Cum ai nimerit România pe hartă? Ei sunt de mult de România. Așa, pe acolo? Am fost deja în România, în TV, am fost la Canal D. Să pot să spun, nu știu dacă se pot spune. Da, mă rog, nu firme. Nu dăm firme. Am fost în grama de TV, cu alături de artisti, o gramată. Am lucrat cu numele la care știi, studio. Am făcut peste tot în România am fost. Ai fost peste tot în România. Dar cum ai nimerit România? Știi că nu e ușor, mă trezesc într-o dimineață. Vacanță. Am avut o dată în vacanță. Ai venit în vacanță? Cu câți ani? Și m-a plăcut. 20 de ani trecut. 20 de ani. Care a fost primul loc în România pe care l-ai văzut în istorie? București. Ai nimerit bine. Și m-a plăcut că mi-a plăcut. Ce ți-a plăcut în București? Nu știu, mi-a plăcut. Bine, cu 20 de ani. Magazin deschis de noapte, viața, iertarabă pe drum. Dar tu din Italia, de unde vii din Italia? Sud Italia, Taranto. 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 Bari, Taranto. Aproape de Albano sunt eu. Am înțeles. Da, Bari. Am fost, la Bari am fost. Eu Alberobello. Da, de acolo sunt eu. Așa, Matera. Da.
10 km de Matera sunt eu. A, 10 km de Matera. Eu sunt la mare. La merge mare. Trenul minunat până acolo. E din gara, e ultima linie. Da. Ultima linie din Bari, te duci cu trenulețul. Da. Le dăm și niște... Mergi tu cu trenul. A, da, ce frumos e, da, ce-mi place și cu trenul și cu autobuzul. Ai fost aici la Matera? Da, am fost. E, super. Epa, bello, bello, bello. Ieri nu fac film Jesus Christ, Mel Gibson. Da? La microfon, nu, că Mel Gibson nu ne aude. La Matera. Știi că Mel Gibson se trezește și se uită la da, noi. Da, se pune pentru că nu mai are filme acum în ultima perioadă și își dorește un loc de outsider aici la noi. Nu, și Celentano e cu ochii pe noi. În fiecare dimineață Celentano o sună pe Lilișor. Așa e. Da, serios. E bine. Da, da. Da, mergem mai departe, oameni buni, pentru că Nistor se află deja la scena noastră, pregătit să ne cânte hitul verii. Nistor, muzica! La început iubirea noastră cea mai frumoasă era. Nu m-am gândit niciodată că banii te vor schimba. Ai pus visele într-o sticlă și ai aruncat un mare. Visele mele cu tine tu le-ai călcat în picioare. Inima ta nu e făcută, nu e făcută să iubiască. Și omul ce face rău, tot la fel o să primească. Inima ta va cum plânge, fiindcă nu este iubită. Acum eu sunt fericit, iar tu ești dezamăgită. Ești iubită. În jurul meu a fost doar ceață, numai furtun și numai ploi. Nu mai aveam nici chef de viață, dar tot nu am dat înapoi. M-am ridicat în picioare și am continuat să merg. Iar acum sunt fericit, nu pot să te mai iubesc. Pot să te mai iubesc. Inima ta nu e păcută, nu e păcută să iubiască. Și omul ce face rău, tot la fel o să primească. Inima ta va cum plânge, fiindcă nu este iubită. Acum eu sunt fericit, iar tu ești dezamăgită. Că nu ești iubită. Și omul ce face rău, tot la fel o să primească. Inima ta va cum plânge, fiindcă nu este iubită. Acum eu sunt fericit, iar tu ești dezamăgită. Că nu ești iubită.
Bravo, Nistor! Foarte frumos videoclipul. Ne-a plăcut foarte mult și melodia e frumoasă, este de vară, felicitări. Hai să ne... Da, uite, cine colegii a jucat noștri în videoclip? Ne spun că și fata ai microfonul e frumoasă. Acolo. Îmi place că să ținem foarte aproape microfoanele. Cine a jucat în videoclip? Domnișoara? O domnișoară, Roxana se numește ea. Am mai avut-o și la Populară înainte de a face videoclipul acesta. În trei videoclipuri am avut-o pe această domnișoară. Da, Roxana. Roxana, băieți, dacă ai Instagram-ul Roxana și Facebook. Bravo, Instagram-ul Roxana e nicăiți. Vor băieții? Da, da, toată nu, atunci lumea nu se mai spune. Poftim? Atunci nu se mai zice. Păi de ce? Trebuia să o dorească fetele sau? Nu. Nu, nu. Ah, băieții, Roxana și Michael, cum Roxana Michael și Michael? Michael bine. Ivanovici. Roxana Ivanovici. Băieții, da, întotdeauna. pentru ce suntem aici? Doar dacă nu ne ajutăm unii pe ceilalți. Urmează și un videoclip în premieră, Don Nero, care a pășit în România plimbându-se frumos prin da, București. Da, uite, eu sunt curioasă. Dar, ce, când ai venit prima dată în București, Don Nero? Ai găsit vreo Roxana? Da, ai găsit vreo Roxana. Ce mâncărică ți-a plăcut ție cel mai mult la noi? La microfon? Ciorbe de perișoară. Ciorbițe de perișoară. Nu, de burtă? Ciorbe de vacuță. De burtă, nu. Nu, de burtă. Usuroi, de nu. Sunt pic, sunt pic de partea de usuroi. Am înțeles. Da. Bravo, vacuță. Vacuță, și ciorbe de pateu. Pateu, am mâncat mult pateu. Pateu? Da. Pateu foie gras sau pateu cu pâinică pateuț la grân? Da. Sau pateu când vorbim de dobrogeană, de merdenea? De... Da, am mâncat de tot la da, de toate. Bravo. Sincer, îmi place tot mâncare. Da. Și domnișoara se numea? Domnișoara se numea acum... Domnule, nu mai țin minte. Nu mai țin minte, a trecut mult nu timp. Nu cred așa ceva. Păi a trecut mult timp. Îți povestesc că iau adică și te-a găzuit fata, te-a primit la ea în casă, ți-a făcut ciorbiță de perișoare și tu nici măcar nu numele nu mai știi? Nu, la restaurant am mâncat ciorba asta. La restaurant. N-a gătit m-am și speriat, am crezut că a gătit fata ciorbă de perișoare și tu nu mai știi nici nu, la restaurant mă duce. Dar nu gătea nimic ea acasă? Nu, nu, eu mă duceam singur la restaurant. Păi da, ia uita numele. Mă, când îți gătești o fată o ciorbiță de perișoare, nu mai uiți toată viața ta. Așa. Dacă am luat normal că perișoarelor și cât de mult silicon posedă perișoarele. Pentru că așa se dau prin silicon perișoare. Da, dar Je t'aime beaucoup este la next piesă. Je t'aime beaucoup a lucrat, vreau să mulțumesc Micaela. Micaela? Micaela Balut, cum se cheamă? Babuț. Babuț, Micaela Babuț, că a lucrat în acest videoclip și locația, cum v-am spus, în Târgu Suguiești s-a făcut, Doamna Dundea. Și s-a lucrat, adevărat, s-a lucrat la videoclip. Domnul Michael aici. Că Michael știe să facă videoclipuri. Ne ține ca lume. Așa, bravo și Je t'aime pe cine? Je t'aime beaucoup e o melodie care a născut așa. Așa, pe cui spui tu de la viață. Da, la viață. Ai pe cineva în viața nu, ta? Nu, nu. Mi inspiră la storie că se întâmplă zilnic. N-are, Michael nu știu, zice, nu știi? Nu te bagi? Nu te bagi în viața omului, spune. Nu, e iubire zilnică se întâmplă zilnic. Doamne, ce norocos! Priviți, oameni buni, zilnic găsește pe câte cineva la o ciorbă de perișoare. Bravo, Don Nero, hai că mai vine acasă. Hai că mă plictiseam din dimineață, mai vine de acasă. Ce eu nu cred așa ceva, nu cred. Ba da, nu cred că ba găsește da zilnic câte o ciorbă de perișoare? Ciorbă de, nu cred. A, mă, că-ți găsești. Dai, nu, ce-i colț să-l găsim aici. Păi, la restaurant îl găsesc. A, ciorbița ta, că o găsești la restaurant, dar nu găsești fete la dar orice ce crezi că se gătește singură ciorbița așa la, și la restaurant? Nu te duci să spui să rumâna doamnei bucătar? Da. Trebuie condiment, da, trebuie aranjat, trebuie o gramat. Hai că știe, domnule. Să înțeleagă fanele și doamnele care ne urmăresc în această dimineață că ești singur, da? Da. Necăsătorit? Da. În viața ta nu este nimeni? Da. Doamnele, te pot aborda? Doamna Viorica? Noi ne ocupăm și cu... Avem și o rubrică de matrimoniale. Și matrimoniale aici. Singur, da. Dacă e... Noi rezolvăm, noi cununăm, botezăm, facem de toate. Naș, noi numim naș. Și naș, și tot e aici. Noi suntem nașii succesului. Adică dacă vrei să ai succes, treci pe la noi și o să vezi după aia. E bine.
Te rog, Nistor, te rog, poți să intervii. Dar apropo, și pe mine, tot e naș, mi-a fost acum 3 săptămâni în urmă. Da? Mi-a da, mers da. Foarte bine. Ți-a mers mulțumesc bine, nu? Rămână, da, mie mi-a spus la un moment dat, la vinia cineva, așa. O doamnă de asta, de vede ea multe, știe multe, că eu m-am născut cu o stea norocoasă în frunte și acolo unde, pe unde trec, aduc foarte mult noroc. Nu știu dacă e adevărat, dar să-mi spună telespectatorii. Dacă au auzit că există astfel de oameni pe lumea asta, sunt și sfânt prin definiție, sfânt. Dar eu pot să confirm lucrul ăsta. Și aduc foarte mult noroc. Nu sunt clar văzătoare, dar stau lângă tine de câțiva ani. Dar poți să devii pe TikTok, poți să fii ce vrei tu. Vrei să salut beatul meu? Așa. Eric. Unde este Eric? Stai că vine acasă. În Târgoviște. Acum pe final când să ne luăm la revedere. Târgoviște. Târgoviște? Da, acasă. Bravo. O salut pe Eric. Te salut, tati. Ce vârstă are Eric? 11 ani jumate. Mulți înainte. Și tu ești localizat acum în Târgoviște? Eu am rezidență permanentă aici, în Târgoviște, am mobil la mare acolo și stai să vină o dată, de două ori, trei ori până în România. Bravo, Eric e născut aici, în Târgoviște a născut Eric. Bravo, bravo. Și stați în rămân. Deci a găsit, mă. O ciorbiță. Cum o cheamă pe... Să o salutăm, ca așa e frumos. Da, Rita. Rita, Semarita. Te cheamă Rita și Semarita, pentru că noi așa facem în limba română, schimbăm cuvintele și vai de următoarea generație ce analfabetă va fi. Dar nu contează treaba asta, pentru că nu mai știm să vorbim corect românește. Nistor, dacă vrei să saluți pe cineva, iartă-ne că astăzi am fost mai mult pe italiano, vero? Nu, eu așa sunt o fiile mai emotive din când în când până mă dau drumul. Lasă cu emotivitatea asta, nu mai facem nimic, spune. Dacă mai era o domnișoară două lângă mine, revenea mai rapid. Bravo. Bravo, se poate și mai bine cu alte cuvinte. Așa, Nistor, pe cine salutăm în această dimineață? Aș vrea să salut pe fata mea. O salutăm și noi. Și pe cei prietenii mei. Doamne, ajută pe toată lumea. Să vă contacteze oamenii pe Facebook, pe Instagram, pe rețelele de socializare, să vă caute pe YouTube, Nistor special, și Don special Nero. Special domnișoarele poți să mă caute. Special domnișoarele îl să pot căuta pe Nistor. Știu eu. Și pe Don Nero îl pot căuta și doamnele și domnișoarele. Avem premieră. Avem premieră. Premieră în această dimineață, doamnelor și domnilor, cu Don Nero. Aduce bucuria, atâte multe voi iubi. Plânge inima în mine, nu ce zi mi-e dor de tine. Tu nu ești lângă mine și eu mor după tine. Te, oriunde ai fi, o mii de ori pe zi te voi iubi. De când ai plecat n-am iubit niciodată și nu vreau pe altcineva. În afară de dragostea ta, nu mă lăsa. Mama, mama, mama vie, mama vie, mon amour, je t'aime beaucoup. Aduce bucuria, atâte multe
te voi iubi. Plânge inima în mine, în orice zi mi-e dor de tine. Tu nu ești lângă mine și eu mor după tine. Hey, oriunde ai fi, o mii de ori pe zi te voi iubi. De când ai plecat n-am iubit niciodată și nu vreau pe altcineva. În afară de dragostea ta nu mă lasa. Tu, numai tu, glasul meu te strig mereu. Să te ating, să te sarut, să mă privesc din ochii tăi.